Șase tineri au sărit în apele cu o temperatură de doar câteva grade Celsius ale Dunării și s-au întrecut la înot, încurajați de sutele de spectatori veniți să-i privească. Cel care a reușit să își întreacă adversarii și să ajungă primul la cruce este Ionuț Miteală, în vârstă de 25 de ani, tânărul fiind la prima participare la acest eveniment. Greu? Pentru prima oară, da, a fost greu. A fost... A fost receapa? Da, a fost rece. Mai special înainte, în sensul că te-a, știu eu, am alergat puțin. Am alergat. Dar n-ai mai sărit înainte în Dunăre? Nu, n-am mai sărit. Primul an care l-am participat și ne-a plăcut. A fost teamă să săriți în apă? Nu, un pic așa, dar am reușit încă. Veți mai participa la anul? Veți mai încerca? Dacă cum fi sănătoși și suntem buni, participăm. Suntem temperatura? Rece. Afară cald, dar apa e rece. Da. A fost teamă să săriți? Mai nu, niciodată, e prima oară. Efortul curajoșilor a fost apreciat de primăria orașului, care le-a oferit premii în bani atât câștigătorului cât și celorlalți participanți. Ne-am bucurat cu toții de această mare sărbătoare creștină a Bisericii Ortodoxe Române. Este un obicei pe care îl facem de aproximativ 11 ani. Îmi doresc să rămână acest obicei. An de an, de bobotează să venim la Dunăre, să aruncăm crucea, iar cei mai curajoși să sară în apă, în apele Dunării, indiferent dacă sunt mai rece sau mai calde, și să recupereze această cruce. Potrivit tradiției, cei care au sărit astăzi în apele rece ale Dunării vor avea un an bun și vor fi feriți de boli.